Da, vă ascult. Înțeleg că ați lucrat și aveți probleme cu achitarea. Da, am lucrat în Suedia cu firma Strand.md, în care am fost achitat, dar n-am fost achitat integral. Eu am lucrat din contract numai 3 luni, pentru că așa a fost posibilitatea, că am văzut că nu s-a achită banii care mi s-au promis și am decis să plec acasă. În care eu l-am contactat pe șeful firmei, domnul Ion, că el, după cum ne-a promis el, că el a să ne ții legătura și a să știe tot bine, n-a să avem probleme, el a spus așa, să-l contactăm când apare o problemă, mă rog, contactăm agenția. Și eu l-am contactat și i-am spus toate ajunsurile care asta și el a spus așa. N-avem încă 3 luni împlinite. Erau 2 luni jumate. Și că acolo salariul se plătește la 2 luni de zile, nu se plătește. E ca de orbă dacă noi am început pe data în martie. Păi în mai cum a să plătești primul salariu. Așa a fost la dânsă, nu știu. Cum am înțeles că nu-i cam așa, dar după oamenii care lucrau acolo. Angajatorul e moldovean, dar locul de muncă e în Suedia, da? Angajatorul, el e firma ne trimite din Moldova. Dar angajatorul e bulgar. Și el mi-a promis așa, dacă eu stau până la 3 luni de zile, să împlinească 3 luni de zile, eu asistiu, poți că stai acolo de a mă să împlinești 3 luni de zile ca să nu-ți oprească nimic din salariu. Înțelegi că eu am, pe noi ne-o trimis acolo să ne punem dar legal. Dar înțeles cum, verbal sau scrie în contract asta? Am un contract. Așa scrie, dacă nu lucrezi 3 luni, Nu. Aici ai scris ceva, dar eu nu cam înțeleg în engleză. Dar în engleză. În engleză. Știi engleză? Nu cam. Nu. Și-a dat și... cum ai semnat un contract pe care nu înțelegi. Poate acolo scrie că dacă n-ai lucrat 3 luni, nu-ți dăm deloc bani sau îți dăm numai jumătate. Poate chiar da, da, și-ai semnat. Eu am promis la Moldova că să vin acasă, că banii mi se dau toți. Asta e problema, înțelegi? Păi, dar verbal poate să-ți promită orice, poate să zic că te pălești cu aur. Dar în contract scrie altceva, că-ți dea Cum poate să promit un om vin acasă ca să-ți dau bani, că banii vin, ți-i trimite și când colegii ajung acasă nu-mi trimite bani? Bun, și cam cât? Mulți bani nu ți-o dat? Prima lună ni s-au achitat. A doua lună. Da, a doua lună ni s-a achitat parțial, iar ni s-a oprit undeva la 300 și ceva de euro. Și nu știu pe ce. N-am idee. Că a început. L-am întrebat, el ne-a început cu niște motive, că poate într-un fel, orile unii am lucrat, că noi am lucrat la 3 obiecte. Înțelegi? Și am lucrat de vorbă 3 săptămâni într-un loc și apoi ne-au mutat și tot așa. Și unii dintre ei și noi i-au plătit și într-un fel așa explicații ne-au dat. Dar noi ce avem de la asta? Mă rog, tu ne-ai promis de acasă. Una și acolo eu ajung și îmi spui că așa la noi l-au plătit pe șef și șeful nu te-a plătit pe tine, și, dar eu și am. Eu am ieșit, eu am fost, ori mi le-am făcut. Bun, și acum cât e datoria toată? Datoria e peste 1000 de euro. Peste 1000 de euro. Și el cum explică firma? Eu explic așa, că după ce am fost la dânsul, el nu îmi spune aceeași vorbă. El îmi spune, cât ea poate s-a oprit pe astea, pe haine, pe chestiile astea, pe... Și apoi a doua oară m-am mai dus, mi-a explicat altceva, că de-am
că niște instrumente ni le vărădeam în schinarea mea, că niște instrumente, așa am eu de la instrumentele și că eu au rămas acolo, instrumente la băieți care au rămas acolo, eu și am, eu să plătesc instrumentele lor. Și pe urmă înțelegi că eu sunt obligat numai să te duc acolo, dar de-am mai departe făceți ce vreți. Înțelegi? Și nu cam convine că eu ca tare am mai fost cu ei la lucru. Am mai fost în Germania, am fost în Islanda cu dânsii, în Suedia am mai fost odată, prima de asta care am fost, am mai zis o nu de tot, dar la sfârșitul lunii nu mi-a dat totuși, mi-a oprit vreo 200 de euro. În care eu am făcut iar o leacă de scandal la dânsul și el mi-a dat 50 de euro. Din 200 mi-a dat 50 și o zic că eu îți găsesc în altă parte din lucru și tot 600 lei i-am lăsat tot la dâns și ca să plătesc de-am asta, un fel de asigurare câteva ne duc și. Și dat și luat într-un fel. Înapoi. Și din 50 de euro ăștia au fost 600 plătiți, restul a rămas tot la ei și așa zic. În care eu i-am spus, când m-am pornit la Suedia, chestia asta i-am spus, adică eu am fost la omul ăsta care am muncit, ne duc și mamă. Tu ești garantat că s-i plătit iară sau iară s-i am mai zis. Dai cu minte, Ioane, că tu te duci acolo și ai și achitat. Vă spun că îmi spune de cum să zice, marea sarea sau cum. Dar dacă ai contract, du-te la cineva să-l traducă, vezi, scrie în contract și dă-l în judecată. Acțiune civilă pentru recuperarea banilor neachitați, conform contractului. Asta încerci? O plângere penală pentru escrocherie. A să încerc și asta, dacă n-ați fi nici o reacție din partea lui, eu o să încerc și prin judecat. El după asta mă ugrajește, cum să zici. Dar cu ce te amenință? Cu ce? El mă dă în judecată că... Dar păi minunat, da. Înseamnă că o să vă vedeți în instanță. Credeam că te amenință ceva penal. Nu, eu am început cu, mă rog, cu răcnete, cu de-astea pe telefon, că nici nu m-am așteptat să stăm aici cu niște oameni în casă de vorbă și că m-au luat, că nici n-am dovedit măcar și știut, al înregistram măcar sau pun fi, dar n-am dovedit să mai înregistrez. Și interviul ăsta iar ar putea să fie supărat, așa că pregătește să înregistrezi orice intervenție a lui. Da, mă, știu, am înțeles. Asta de-am o să-mi dau seama așa, să-mi pun. Am fost unii, m-ați trimis dumneavoastră la poliția asta care de... pentru trafic de, de ființe umane, dar vă spun că parcă nu mi-a părut că așa de tare să... Ei mi-au spus din start, noi luăm plângeri la tine, dar banii n-o să putem să noi nu scoatem banii, noi facem un fel de... În privind... Ați scos banii și s-au împărțit cu patronul și... Ce răspuns s-a dat? Eu nu știu. Ia că răspunsul e venit pe foaie, că dacă... Și scrie acolo? Scrie că... Asta, eu n-am adus probii... de ajuns. Înțelegi? Și în care eu i-am adus toate contractele, toate orele care trebuie să mi se plătească pe oră, care mi-a zis el acasă aici pe loc și nu au fost plătite. Orele nu au fost plătite. Pare că poliția trebuia să trimită dosarul la procuratură și procurorii trebuiau să emită ordonanță de începere a urmăririi penale sau de refuz în începerea urmăririi penale. Dar așa poliția, cine știe ce a făcut, l-a sunat pe el și a zis hai cât dai ca să închidem dosarul și acela a fi dat și a trimis o adpiscă, o scrisorică de plimbare. Cred că ar trebui scris la Ministerul de Interne, pentru că dacă nu era de competența lor a poliției de trafic, trebuia să trimită la poliția ordinară sau oricum trebuia să emită o ordonanță. Eu nu cred că a făcut bine poliția că a răspuns așa în 2-3. Nu știu, vă spun că el ne-a dat de înțeles, mi-a spus așa că după banii care i-am primit eu,
n-ar trebui să mai fac atâta gălăzii. În care... Poftim? Da, da. Politistul, el și-a calculat și-a zis că ai primit destui bani să ajunge, da? Da, 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 da. Dar pe eu i-am dat și astea de la... extrasul de la bancă, care le-am primit o bani și el a zis că tu, după suma care e scris în contract, că tare el e scris în contract 2.500 de euro. Dar noi, prima lună, noi am făcut piști, am făcut suplimentare ori. Și el o socotit cu banii și deasupra, care au fost în afară, într-un fel că deamul el ne-a plătit. Înțelegi? O pus așa suplimentar, le-a pus în lunile astea care nu ne-au plătit și o zis că da, tu ai 7.000 de am plătit. Care e întrebarea la tine? Așa ne-au dus în față. Care e întrebarea dacă tu ai primit 7.000? Dar păi, omule, Dumnezeu, dar eu am trebuit să primesc mai mult de 7.000. Eu când numai 7.000. Deși eu trebuie să las 1.000 de euro să mănânc și să copii mie acasă. Eu cred că eu trebuie să duci la Ministerul de Interne sau la Inspectoratul General de Poliție și pleci pe răspunsul ăsta de la polițiști. Eventual să sesizezi procuratura dacă crezi că e caz penal sau fă o acțiune civilă în judecată. Mai ales dacă citești contractul și vezi că el a încălcat prevederile contractului. Dacă citești cu un traducător, dacă zici că nu înțelegi engleză. Trebuie să mă duc să-l traduc. Da, firma trebuia, când te-a pus să semnezi un document, trebuia să te întrebi dacă știi limba. Că dacă nu știi limba, ți-a încălcat dreptul fundamental de a ști ce semnezi. Noi am fost acolo 6 oameni, dacă mă înțelegi. Și el... Toți acei 6 oameni nu știu engleză, probabil. Unul din noi... Știa, da? O știa, că el a trimis un om care știa engleza, dar nu ne-a explicat, înțeles. Pe acela, el o știe, dar nu știe să o explice așa. Dar, înțeles. El pentru dânsul, într-un fel, așa. El ne mai spune probabil și... Probabil e același contract ca și la el, aceleși prevederi de contract, nu cred că-s diferite. Da, da, nu-s diferite, sunt tot așelași contract care mi l-a dat. El ți-a explicat cam ce conține contract. Da, explicat. El a făcut calcul și a zis că... Da, da, dar în bază, el o trimis oamenii ăștia, ascultați la mine. Eu am fost cu dânsul, dacă vă lămuresc, am fost și în Germania și în Suedia, mai multe ori cu dânsul. El da, o luat... Ei și până acum nu făceau din asta. O mai făcut, dar ei nu ajungeau la suma asta. Mare, am înțeles. Vă eu mărunt și-au văzut că merge cu măruntul, hai și cu mai mult. Da, da, da. Și el într-un fel spune la oameni, ea ca omul ăsta a fost cu mine atâția ani și uitați-vă că el l-a spus. Într-un fel mă vrea pe mine în încurcătură, când am ajuns în Suedia, am un oameni mă lua la întrebări cu mine, înțelegi? Că eu am spus că nu știu, poate ești negătură, știi să... Ia știi. Și nu au oameni de mine, înțeles? Și când au sunat oamenii aici când mi-au dat contractul, nu ieșeau banii care era scris de acasă, pe contractul de acasă, mă domnesc. Și oamenii s-au început a panica asta și îmi spunea, băi, oamenii sună și îmi întreabă că nu ne iese banii ăștia care el ne-a spus. Într-un fel mă învinovățea pe mine că eu trebuie să le explic lor acolo, pe loc, la oameni și ea care au venit cu mine la muncă, la Suedia, că eu trebuie să le lămuresc lor și să nu se panicheze. Băi, oameni, dar eu știu să acolo. Eu sunt om de rând care a lucrat cu oameni. Eu n-am niciun drept să-i lămuresc omul și ala să-i spun eu minciuni care le spui tu în oficiu. Dacă... Nu știu, orice trebuie să mă implic eu și pe urmă să vii om acasă, îmi pui în ea cu țetul la gât, să. Așa iese partea lui. Oricum, cel mai important e ce-i scris pe hârtie, dar dacă e scris pe hârtie într-o limbă pe care nu înțelegi, îmi pare rău că accept să lucreze în astfel de condiții. Și vina lor, nu știu ce prevedere codul muncii de la noi, dar probabil e și vina firmei angajatoare că v-a dat contract în limbă. Aici, la Moldova, nouă ne-au promis 2.500 pe lună. Asta se cheamă escrocherie. Una îți promite și alta îți dă.
Da, și aici... Trebuie, dacă nu e de competența lor, trimite la altă poliție, dar nu să-ți dea răspuns că ne-ai prezentat destul de dovezi. Asta, nu știu. Nu, nu. Competentă poliția, ori e coruptă. Cred că. Cred că. Că așa ceva nu se poate de ignorat. Parcă ținem și noi când ne batem cu corupția și cu unii ducem cu corupția asta. Ajungem în 92 care vine, mâine poi mâine îți vii, spui cu țitul a găsit ei banul din... sau carnea din farfurie și toți. Așa iese. Dacă vrei să te prezinți, că am înregistrat și o să publicăm asta ca să știi lumea cui scrie. Sau rămâi așa, anonim. Nu, nu, lasă, puneți-o, las, puneți-o pe asta, lasă să știi pune lumea. Pe internet, da. Dacă, cu așa oameni, eu... Că tare am scris un mesaj în comentarii, el, cum eu am fost cu dânsii mai multe ori la lucru, într-un fel a rămas site-ul ăsta la mine pe telefon. Și contractele astea care vin la dânsii, ia că primim, ducem oameni cu atâta salariu, cu așa, și eu am scris în privat acolo, în asta, în comentarii, că oameni buni, uitați-vă și vă duci, cât promite una și când ajungi nu-ți plătești banii care... Și m-au sunat, vă spun că m-au sunat, m-au luat la așa, cu niște variante de astea, un băitan de acolo care tot ne trimite, el ne scrie. Îi doare când zici ceva de el. Normal, reputația lor e în joc. Da, da. Și mai multă lume că șarlatani nu se vrea să meargă cu ei la lucru. Da, da, da. Și pe urmă m-a sunat Ion ăsta, care șeful lor. Și m-a luat chiar cu grozurile astea, că el a să mă dă în judecată. Că... Păi da, da. Simte reputația pusă în joc. Da, da. Sper că ce ai spus totul e adevărat din viață și că poți să te aperi după aceea în instanță. Dacă ne dă în judecată, ne vedem la proces. Ok. Bine. Mulțumesc frumos! Pentru încredere, sănătate! La revedere! O sărbă!